Bună ziua, oameni buni! Tot noi! Tot noi rețete și noi de noi! Unde credeți că mergem? Să nu ne dați în judecată! Mergem la piață! Deci, acum urmează să fim mai mulți în casă și m-am gândit, mă, la Mirela îi plac și jumerile și la Ovidiu îi plac și jumerile și jumerile le-ai făcut, sunt gustoase, sunt crocante, se poate mânca calde, se poate mânca reci și punem șoanca la bătaie cu o roșie, cu o jumară, când nu se gătește. Și avem cu ce să servim Balisa, pe nepoții mei, care sunt trei la număr, pe Mirela, pe Ovidiu, pe Ervin, că și el iar vrea să meargă pe contrasens cineva. Și nu avem ce ne trebuie pentru jumeri. Știu că mami îi place să facă de la gușă. Nu, mami? Ce găsești ceva fain? Nu, sperăm să găsim ceva fain. Și mergem la piață, unde e la Mihai Viteazu, că numai acolo este. Aici la Marina ar putea să fie iară, dar slabe șanse, știi? Da. E un frig, 18 grade. Nu mai pot de rece. Ce am când eu răcesc. Natalia, cred că și ea o să răcească. Da, mamă, să acum atât îngheță să-i face. Păi Natalia vrea. Nu mai trebuie să o bată. Ce s-o deschis aici, uite acolo. Alimente. Dar văd că este balon, nu să fie alimente. Așa scris. Bine ați venit, scrie. Bine. Așa am citit. Ok. Uite-te, mami, aici o fi târg de flori, să vinim să... Aici vinem. Am fost eu cu Natalia, acum vreo... Înainte de corona, chiar în anul înainte de corona. Da, și am făcut atâtea poze. Și când au desfăcut ei acolo florile, știi, să iei panourile alea și ce aveau de luat, atâtea flori am primit. Ce bucuros a fost Natalia. Am și poze. Da, o să deschide. Nu știu când o să deschide, dar cred că mai este mult. Am verde și nu pot să mă duc. Uite, de 17 până în 19 o fi florar. Ia să vrem Iancu. Flori în Arad. Flor, ar, Arad. Păi, în cât suntem astăzi? În 16. În 16. Sigur? Da. Mâine, de mâine. Mâine e sâmbătă. Sâmbătă, duminică, luni. 3 zile. Să venim să filmăm și noi.
Mai zic ceva. Și tu la oamenii noștri. Îmi pare rău că m-am îmbrăcat așa, cu ieșit soarele și nu mi-e așa frică. Sincer. Mă, mie mi-e frică. Uite ce recins. Da, văd. E sub tensiune, probabil. Asta e învățare de minte, să nu mai stai fără păpuși de casă în bucătărie. Că nu am păpuși de casă. Nu ai. Nici nu mi-am. Mi-mi place să fiu în casă fără ciorap de sculț. Să-mi respire degetele de la picioare. Iarna, când ai căldură sub pardusea, da, dar acum... Bine. Aștept să vină căldură. Așteaptă. Aștept. La sfârșitul săptămânii o fi... Mâine, păi mâine, o fi 26-27. Așa, am ca norocul că am găsit parcare pe drum. Că dacă ar fi fost să vin până aici, aici aș fi stat vreo 20 de minute până aș fi găsit parcare. Dar chiar înaintea mea a ieșit un domn și am parcat. Acum mergem la Unicam. Prima dată. Mami, vă arătăm acasă ce am luat, că acolo nu-mi place să filmez înăuntru, dar aici îmi place la fetele astea, de la Macu Galbe. Bună ziua, fetele! Bună ziua! Acum săptămâna am venit mai des la voi, săptămâna asta. Ce sărățele? Când nu veneți, sărățele, plăcinte. Ok. O sărățeacă o să-mi dai. Tu ești de noi. Să trăiești de nema noastră. Eu așa dau ca și cum am zis. Te rog să mă crezi. Hai să-ți lași. Stai, Mariona. Cu măr. Stai, ura, stai. Da, că am mâncat. Nu, așa. Una îmi permit. Una îmi permit. Mai mânc nimic astăzi. Da, e astăzi mai mânc nimic. Mă pedepsesc. Am făcut pofte cu prăjitor cu măr. Băi! Cât e checul? Auzi! Aia nu, atunci pentru ce? Mama mă, să mă arăt. Uite așa ce mi-e la mine. Uite ce frumos te servesc. Iai! Ca pe de-ai noștri. Deci, nu. Vă las că am treabă. Nu mă trece nivel, că vin să mă... Bun. Așa, am jucat fetelor, weekend fain. Ca la mama acasă. Trebuie să sărbătorești astăzi, mâine? Nu, marți. Bine. Când îi? Bine, Iubita, bine, ne vedem atunci. Ce faci?
am cumpărat să fac jumeri și chiar am găsit. Să vede că e sfârșit de săptămână. Să vede că lucrez. Oh, dar ăsta e, cum să zic, acum de... Să vede că lucrez, nu? Da. Să vede cu ce mă ocup. Mare, cât plăcintă asta mă fac. Mă treci clasa, ca eu fac eu după gustul meu singură, adică... Clasa? Facultatea. Coagă, te trec facultatea. Mulțumesc! Mamă, ce faină! Dacă vrei, tu rămâi aici, că eu fac turul. Nu, că trebuie să văd eu ce căprum iei. Fiindcă tu te obicei iei, unde sunt mai ieftine? Astăzi m-am îmbrăcat ca să-i frig și mi-era frig. Și acum mi-e frig. Dar au dat jos ceva și nu s-a frig. Ala! Nu? A fost frig, bunica, să fii. Da. Ai mare, Domnul să te binecuvânteze. N-am făcut că m-am făcut să te întreb. Da, bună mai ești. E ca și cum aș mânca eu, te rog să mă gândesc. Nu, nu vreau, nu. Dar nu știu de ce. Nu, așa. Lasă să le plătesc, ok. Da, lasă să le plătești. Da, da. Bine? Dacă nu le învântați, poate merez la... fratele Costel, la bunica. Exact. Asta sigur le mâncăm, că ne place la toți. Nu, no, așa. No. Voi să spuneți când veniți la noi, că poate... Noi chiar mai omitem să vă... Noi chiar mai omit. Eu cel puțin mari nu, dar eu mai omit, da. Ma, ce bun e. Știu ce mai trebuie. Ok. Și restul, Andrei, la tine a grăbit, mm-hmm. Andrei acasă... Să pregătește să facă un tort pentru Mirela, știi? Și ce-i faceți? Ce torti faceți? Îmi sară pe telefon. Ceva mai deosebit. Nu, lămâie nu vine. Dar ce, căpșuni? Vine ricota, căpșuni, roiniță, melis, adică ai melise. Da. Busuioc. Da. Și... Da, bunesc că... Cum toc? Ce fac? Nu știu, las că să arăt cum arată. Mentă cu ciocolată și eu mai fac o combinație asta, știi și ce? Este ciocolată cu mentă și este ca ciocolată. Pe pămâini, îți dau prosop. Ok. Stai că venim, lăsăm acum deocamdată la voi ce avem pentru jumeri. Dați-mi pentru bagaj? Ah, să plătesc. Dar eu și data trecută am vrut să vi le dau, dar n-ați vrut să le luați. Ce? Asta? Eu am vrut să vi le dau și data trecută. Da. Ați zis că nu vreți. Ce-am zis? Uite-le, păi ați zis că spui aici afară. Ce ne-am zis, bunica, dar poate nu ați înțeles. Noi ne-am pus câte vase să nu mai știa oamenii, dar n-au niciun efect că le fi. Și ce se fac la noi aici? Nu stau pe umbră, că e umbră. Deci, atunci trebuie să le luăm, musa. Geamul care îi cât am trei ore la cât de doamne soțul, chiar m-ar trebui așa ca să pun... Eu așa vi le dau, cu pământul, două sau din ăla și le luați, știi, să le faci. Da, un sac de jumătate. Poți, dacă nu, că nu e problemă, cum ar fi. Da, fi fain pe geamul ăla. Noi am încercat anul trecut, tot am pus tot felul de flori, peste mica, peturii, nu soare, nu bate soarele. Și astea așa perene se ufugă, nu stau. Toată lumea o râs de noi, că ni s-a dimineața și când plecam, bagă, scoate flori, bagă, scoate flori, mă uitam pe ele. Deci, sănătate m-a dat prăjitura asta, da, cu mărtă. Da, vitalitate. Atât e de bună. M-a lipsit. Dă o senzație la, de fericire la creier, dopamina. Eu cred că mai mult la stomac. O stare de bine, de... așa, da. Da. Hai, da. Da. Hai să mergem. Mergeți și hai, le luați. Da. Le punem într-un sac și le luați. Eu cred că le-am luat și le-am luat. Am uitat farfuria. Nu, 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 v-am zis că nu are rost, că... No, bun. E muncă de venim. Treaba. Sport să aveți la... Mersi! Hai, o luăm în hală. În hală? Da. Nu mereți să luăm căpșuni? Luăm. Cum? Luăm. Ok. Ce vrei să faci în hală? Păi, să fac și eu ceva mâncare astăzi pentru noi, dar nu mâncăm jumel. Mai să un pic de supă. Da. Și o bucată mai este de mămăligă. O mâncare astăzi.
Hai să vedem aici. Cotlet. Găsim-i asta, dar asta ce prețare. Găsim erață 200, ok? I-am luat cu 17 sau 18 kg aia de porc. Și asta e 28, că e de rață. E mai specială. Da. Uite că nu a plecat dacă, nu a mai vieni. Acum vreau să plec. Oh. Da, poți să pleci. Bine, nu ai vrut nimic la no, mine? Nu, nu. Nu? Iară faci poză, iară? Iară. Eu nu mă găsesc la tine în filmare. Păi, trebuie să schimbi rețete și noi de noi. Da, păi de la spune-mă cu voi. Da? Păi da. Nu, păi uite-te astăzi, ca să spun. Da, da. Opa. Schweizer. Luăm căpșuni pentru tortul care vrea să-l facă Angel. Astea ne placă, sunt faine. Ia, mami, jumate de tine. Mamă, câtă lume. Mami, ăștia auzi, căpșunile astea ce am luat, că-s mari și frumoase, nu-s ce trebuie să fie. Numai atâta că arată frumos. Și vis-a-vis, nu mai lăsa să iau. Păi am luat, că știi de ce? Trebuie să fie, dacă trebuie să le punem tort, trebuie să fie din astea care nu se moaie repede, știi? Ca să stie mai mult. Dar nu din alea care miroase frumos. Uite, de exemplu, astea sunt mult mai bune. Numai nu pot să pun pe astea întors, că să fac fleci. Ha? Da, super. Eu știu că astea sunt originalele, numai astea, nu, dacă le pun în tort, se moaie repede, să fac fleci. Trebuie din alea mai țapene. Da, astea sunt super faine. Unde e domnul Ionică? Ce face? N-are chef de piață? Aha. Am înțeles. Să-l salutați din partea mea și dumneavoastră. Usturoi verde de la Variaș. Variașul mare, o fișă mică.
Domnul, iese și variașul mic? Că nu știu. Ok. Pe lângă Nădlac undeva, nu? Variaș. Așa parcă știu. Ca să aveți de Macea. Roșii de la Macea. Dovlecel de la Macea. Macea îi după Curtici. La graniță cu Ungaria. E Sofronia, unde merg noi la bunica. După aia vine Curticiu și după aia vine Macea. Hai să poftim! Faină varză! Uite, asta? Da. Foarte frumoasă varză. 7 lei. Altceva nu mai doriți, doamnă? Ai unde? Ba, uite, am 7 lei. Am pentru parcare, m-am lăsat bani mărunți. Nu, nu mai trebuie bani mărunți pentru parcare, că am plătit cu telefonul. Am lăsat-o afară, nu e aici, în parcarea privată. Ce mai dai, mă, telefonul? Am depurat. Mami, stai așa. Din asta îmi trebuie roiniță. Acum la tort. Stai să văd. Ne trebuie roiniță. Poate are doamna, dar nu văd. Doamna, n-aveți roiniță? Nu, multe feluri avem, dar... Am înțeles. Nu aveți roiniță, domnul. Aici vrea să vă ospătesc. Așa de frumos o cheamă slănătate Melise. Și aici o cheamă roiniță. Parcă e nume de gândac. Mami, nu ți-e greu nimica? De la mie plasă. Nu e greu. Hai să vedem la sora dacă are. Roiniță? Da. Nu văd, nu m-a busuioc. Dar n-am mai luat. Nu e asta, mami. Pace. Nu aveți roiniță? Care? Roiniță. Aia ne trebuie. Avem, busuioc, avem. Busuioc. Nu știu dacă n-au fetele, dar n-ai roiniță. Nimeni n-are roiniță. Are o prăjitură enormă care trebuie să la o care facă. Trebuie să facă. Da. 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 Vânzare bună. Sărăna, face. Mă duc eu acolo la om. Asta e, mami, nu e asta? Asta e mentă? Roiniță căutăm. Nu aveți. Așa mi-e de șor să spun roiniță. Mami, există gândacul o pișniță, nu? Da. Colopișniță, roiniță. Păi nu. Da. Dar ame, nu mi-a semnat cu gândacii. Nu mă duc să iau de la omul ăla cu 10 lei. Da, nu, că trebuie să duc cum aici. Păi, aici sunt răsaduri multe. Mă scuzați. Are cineva roiniță? Nu mă aude nimeni. Așa sunt roșii și ardei. Conopidă. Asta e pătrunjel. Nu. Am uitat cum îl cheamă. Nu-mi vine acum aminte. Roiniță. Nu are. Busuioc, varză. Roiniță, nu aveți? Roiniță.
E o plantă ca și menta, asemănătoare. Okay. Dar chiar musai. Păi da, așa e rețeta, nu? Ha? Păi câteva frunze, dar las că o punem în pământ. Și o să se mai facă, știi? Ardei, ardei, gogoșar, roiniță n-aveți. N-are. Nu mă duc să iau roinița, pun pe pauză. Acolo e roinița, am luat cu 10. Și aici vis-a-vis, uitați ce mare e cu 15. Ioi, ce am luat eu? O las cu afișa mea, cumva. Asta e. Pot un gel? Leu Ștean. Bărhar, preferatul lui Carmen? Da. Lumesc la Carmen în pace Leu Șteanu. Pătunjel. Nu pătunjelul, mărarul. Greu e cu atâtea burbieri pentru mine. Am luat o gură de fum de la altcineva. Mergem acasă, gata. Am luat roiniță, las că e bine. Islanda era mult mai faină cu 15 lei. Dar important e că am găsit și căpșuni, și roiniță. Nu știu cât mai avem, numai tu dacă știi și mai îți trebuie, ia-ți. Eu habar n-am. Of, mami, ce-mi pare rău acum că n-am luat aia altă mai mare, dar n-am văzut-o. De la doamna aia, drăguță. Nu, asta e roiniță. Poți să o pun aici? Da, am luat pasă cu 10 lei. Și după ce am luat-o vis-a-vis, îmi spune doamna, dar de ce ai luat de la mine cu 15 și era atâta? Tufă. Nu, dar n-am văzut. Nu, no, știi ceva? Vă dăm un sac să le puneți alea? Da, 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 stai de zală, da. Am miroasă fain. Dacă vreau să-ți dau ceva. Ce? I-am dat așa. Să-ți la anghiu, plăcind acum, cum adică. Să plătesc rățelele. Trage-te. Aici nu merge numai cu bani, aici merge și pe relații. No, bun, atunci trebuie să vă invit într-o zi la grătar. Oh, nu refuzăm. Ok. Nu refuzăm. La o cafea. La a... Dar grătar nu mânci? Da, te dai legume lângă grătar, mânci. Îți fac ciuperci pe grătar. Nu-i problemă, oh, dar nu de asta e vorba, că noi tot mâncăm la voi. Că noi mergem și numai la o cafea, nu trebuie să pregătim. Să pregătească și mâncare. Păi, nu! Șefa e mai materialist, ai văzut, da? Păi, n-a bloc, ascultă-mă, Mari, ea la bloc nu prea poate să facă grătar, nu? Da, mie mă ușor, glumesc știu că... Nu, hai că mă ocup de ghivecele alea. Mergem acasă, Mari ne-a ajutat până la mașină, a fost tare drăguță. Și ne mai auzim, ne okay. Vedem dacă nu... Nu, bun, ai grijă, ceau, ceau! Mersi, Mari. Să Angie și să-i dea plăcint acum. Să-i spuneți că Angie ne-a gândit și la tine. Da. Ideea okay. Mea a fost, da. Ceau. Ceau. Mergem câte acasă. Nu, ce bine m-a simțit. Am mâncat plăcinte cu mere, una dintre preferatele mele. Am găsit și jumeri. Adică material pentru jumeri. Grăsime. Nu-i grăsime. De ce? Ceva bun. Da?
ce de aici. Normal, eu aș fi avut prioritate, dar e citease. Așa e aici. Acolo e semn. Singurul sens din Arad unde e invers. De fapt, din Arad, n-am mai văzut așa sensul ca ăsta. Domnul Moșu, mulțumim. Nu știu care e prioritate. Vă spun un banc, dar nu-i banc. Un domn începător. A spus către nu știu cine. Mă, ce cunoscut eu sunt eu în sat. De când am mașină, toată lumea mă salută. Și îi spune respectiv, păi știi din ce cauză te salută toată lumea? Că tu mergi cu faza lungă și orbești pe tăți. Da, asta el o povesti la instructor. Da. Mamă, că să nu mai mi-e frig. Și eu nu mai pot de cald. Deschide mă țeles. Nu. Doamne feri. Doamne feri. Chiar acum. Nu ai încă. Păi, nu știu. Așteptăm să vină verde. Chiar că e verde. Aici înainte era ceva cu reparații frigidere? Da. Pe timpul Ceaușescu. Da, frigidere. Aici au lucrat Adi. Și Adi, da. Și ăla Dâmpecica, domnul Dâmpecica, dar nu știu cum o chema, care soțul meu totuna colabora cu el. Nu știu cum Dâmpecica cine. Nu știu cum o chema. Dar știu că era Dâmpecica. Mi-e dor de Adi. Tot mă gândesc la el să sunt și totul sunt ocupat. Dar trebuie să îl sunt, că n-am mai văzut. Cred că dacă o lumea cu el, dacă nu mai bine. Și cu Manu. Ai spus la Manu că-l sun, l-ai mai sunat? L-am sunat. M-a răspuns. Și el e foarte ocupat. El săracul și n-am putut să vorbesc, eram la doamna Angela din Grădiște și n-am vrut să fiu obraznic, că el, nu, când vorbesc cu Manu, vorbesc de 20-30 de minute. Atunci a vrut și el săracul liber. Manu e verișorul meu drag din America. Pot să spun că am copilărit împreună. El a avut 4 ani și la 14 ani a plecat. 10 ani am copilărit împreună. A picat plasă. Nu trecem pe la pitic să luăm și brânză. Ce faci? Pe banda mea se bagă. Nu cumva se apropie de poliție. Ce? Daci. Ce? Să luăm brânză de aici. Vrei brânză? Da. Și nu, din cauza lui brânză este probleme. Nu, eu n-am mai mâncat brânză de vreo săptămână. Și vrei acum să mănci? Că eu nu vreau. Păi să am acolo, că dacă vine sorul ta mâine, mâine oricum nu mai fac eu provizionare. O să faci, că cine știe ce mai vrea. Păi... mici completări. Dar dacă nu iau astăzi, dacă mai are, atunci ea vine marți, fiindcă lunea nu vine fata asta cu brânză. Vezi de aici dacă ai unde să parchezi. Aici. Și du-te tu singur. Și noi aici, aici nu-i voie. Au loc. No, caută la mine în geantă și ia bani. Una fază tare, acum am parcare, au zis mami să mă duc să cumpăr brânză. Și am zis, stai că o sun că am numărul ei. Și l-am, dar nu mai știu cum l-am salvat.
și vreau să sun pentru brânză și scriu acolo brânză și era să sun pe cineva, pe cine era să sun, pe doamna ginecolog Brânzan, cu care o născut Angie. Când am văzut, da, fain, era să sun pe doamna ginecolog, să întreb dacă are brânză. Mă, să vă am ajuns acasă. Deci, am luat căpșuni pentru tortul care să facă Angie. Roinița unde ai pus-o? Afară pe masă. Ok, am luat și roinița. Și ceapă verde. Aici e important. Uitați ce faină. Fără să știu eu pe ce plec de acasă. Uite aici. Super. Un pic e cu carne, un pic e cu grăsime. Da. Da, e foarte fain. Așa. Pentru jumei. Da. E minunat. Bine, ceea ce cumpăr eu e gușă, care eu acum n-am luat-o. Gușa e mai scumpă, dar e bună și asta. Angie, ai primit ceva? Cadou. Ha? Hai vezi ce ai primit. Uite astea. Wow! Mama! Aici! Ce am primit aici? Mama mia! Aia cu ce? E din alea cu fructe de pădure. Ioi! Te-ai zis la poză. Deci, cu fructe de pădure. Stai. Stai că nu termină. Cred că cu mac. Am știut că m-au trimis cu mac. Am știut că știi că îmi place cu mac. Și sărățele. Mersi mult, Mari și Eva. Da, hai să le punem aici, să arătăm la toată lumea cât i-ai primit. Mersi. Pune aici. Mulțumesc mult, hai. Așa, să cum faci rău? Dar cum, are tavă înaltă? Dar cum, e foarte... Dar n-ai văzut tavă aia? Foarte pufoasă și da, faină. Da, uite ce faină. La Natalie îi place asta, mami, da. Mult. Da, iată așa, pot aici pe asta. Uite, asta e caldă, căldută. Acum o scută. Cam așa ar fi normal un chec din ăsta, nu așa da, mare bucată. Da. Ei face bucată mare, mare, faci da. 3 bucăți. Da, da, și vinde ieftin. Deci bucata e așa îi ia de mare și așa se da. Vinde. Da, poți să o tai în 3. Da. Ale nu le pune așa că se uscă mai repede, da? Știi? Da, se uscă mai repede. Da, foarte faine. Crocante, faine. Da. Acestea au fost cumpărăturile noastre. Să știți că fiica mea mi-a cerut să-i fac varză dulce cu mărar, cu usturoi, așa fain. Vă arăt. Deci, varză dulce cu mărar, dar uite ce mărar, și cu usturoi, și cu carne de mier. Aoleu! Da. Și așa întâmplător, fără să mă ating la melul ăla care am jumate, întâmplător am pieptul de la miel, de lângă pulpă, picioarele alea mai subții, nu știu cum să spun acum. Membre inferioare. Așa și toate și o să fac o tocană de număr. No, bine, v-am lăsat. Da. Cu ajutorul Dumnezeu, eu aștept pe copiii mei mâine. Până la 3, 2, 3 după masă. Pleacă de la 5, de la ei de acolo. La 5 de dimineață. Ok. Vă doresc numai bine, pacea lui Domnul Iisus să vă poarte de grijă și vouă și nouă, să fie cu voi și cu noi la fel. Pace la revedere. Miel divin, îndulce.
și adevăr. Fără tine singur sunt nimic. Miel divin în tot ce fac și spun. Vreau să învăț ca tine să fiu bun. Să fiu.